Salutare! Tocmai am avut un moment de epifanie, iară! Am luat două telefoane, al meu și al copilului mic, împreună cu el. Avem aplicația ChatGPT instalată pe fiecare dintre ele. Am deschis varianta GPT-4o și le-am dat un obiectiv să vorbească între ele și să-și creeze propria limbă pe care să o învețe și să vorbească între ele, fără ca noi să o știm. Și pe urmă le-am lăsat pe masă și ne-am uitat la ele. După aproximativ 2 minute, hai 3 maxim, a trebuit să le închidem pentru că deja devenea extrem de ciudată experiența. Acum cât 3-4 zile, când a dat drumul la această variantă, Sam Altman, imediat le-am arătat copiilor câteva dintre exemple de GPT-4o și am rămas șocați să vedem ce poate să facă și cât de apropiat de pattern recognition uman este. Așa că, dacă vreți să rămâneți și voi un pic siderați, vă recomand acest experiment. Două telefoane, ChatGPT, aplicație pe ele, puneți-le să vorbească între ele.